sub auspiciile tropanului Înalt Sfintei Cruci, în această seară, în această duminică a treia Sfântului și Mare Post, dedicat Sfântei Cruci, îl avem din nou în mijlocul nostru pe părintele profesor Gheorghe Bordea, care ne va vorbi despre taina Cruci, despre faptul că toți suntem salvatori, dacă alegem acest lucru, în virtutea libertății pe care îi spunem, dacă alegem să ne asumăm crucea pe care o avem fiecare deputat, într-un mod serios, asumat și responsabil, purtând-o pe corpul vieții noastre până la învierea ceaușească, de care Sfântul Dumnezeu să ne facă pe toți părtași și în vecii vecilor. Amin. Părinte profesor, știu că sunteți foarte prins, foarte ocupat, foarte solicitat și pot spune foarte obosit. Însă, poate tocmai de aceea, apreciem în mod deosebit că ați răspuns cu toată deschiderea, dispoziția și disponibilitatea invitației noastre și că i-ați dat de acurs acestei poftiri în cadrul acestor semne omnicești la această biserică sau parohie, care vă primește, care vă așteaptă și vă poftește oricând să veniți, să vă postiți aici în mijlocul nostru cu toată dragostea și cu toată considerația, cu toată prețuire. Și ne rugăm lui Dumnezeu să vă dea putere să faceți pe mai departe aceeași slujire, să faceți aceeași misiune, aceeași propovăduire și aceeași mărturisire, cu timp și fără timp, în tot locul și în tot ceas. Fiind la fel de angrenat și angrenat în mișcarea de propovăduire, în lucrarea de mărturisire a Bisericii. Încă o dată vă mulțumim din suflet că sunteți aici, acum cu noi, în mijlocul nostru, în această seară. Dorim tuturor post binecuvântat în continuare și anunțându-vă cu multă bucurie că peste două săptămâni, tot duminică, duminică seara, tot la ora 18, data de 14 aprilie, vom avea ultima seară de bucurie în cadrul acestui Sfânt și Mare Post al Paștilor, când invitat în mijlocul nostru va fi pentru prima dată domnul Sorin Lara, scriitor, publicist, eseist, filozof, care ne va vorbi despre să nu ne răzbunați, adică despre deținuți, martiri, mucenici și mărturisitori din temnițele comuniste. Într-un alt mod ne va vorbi, noi am mai avut conferințe tematice în acest sens, în urmă cu 2 ani, în anul dedicat lor, în 2017, dar domnul Sorin Lauri, care se ocupă multă plecare de toți mari mărturisitori și intervințați ai regimului comunist de la noi, ne va vorbi și ne va prezenta multe lucruri poate inedite despre mulți dintre acești mărturisitori care așteptă cu nădejde să fie trecuți în sinaxarele și în calendarele bisericii noastre, oricum ei fiind deja trecuți prin sinaxarele și calendarele evlaviei și recunoștinței noastre. Deci vă așteptăm și atunci, adică de astăzi, în două săptămâni, duminică seara, 14 aprilie, ore 18, în cadrul serii duhovnicești dedicate mărturisitorilor de închisori, având ca invitat pe Sorin Lara. Doamne ajută!